Gigi, cu Dinamo vine lume la cupă? Înțeleg, da, cam subțire, da, că e interesul, da, cam, nu? Da, adică nu știu dacă e interesul atât de mare, pentru că jucăm din 3 în 3 zile. Am venit de la Rangers, acum cu Rapidul, iarăși derby cu... Bă, sper să vină oameni, să vină alături de noi, de echipă. Sperăm să fim câteva mii. Dar gândiți-vă că noi jucăm din 3 în 3 zile. N-am avut timp de foarte multe lucruri de făcut. Am venit vineri, ocupă-te pentru meciul de derby cu Rapid. Sunt foarte multe. Cam câți o să fiți cu Dinamo în cupă? Fiind și timpul scurt. Eu aș dori să fim 5.000. 5.000, am înțeles. Mă uitam așa, cam slăbuțel ăsta derbiul din cupă, mi se pare. Adică interes așa, mic, rău. A fost și meciul ăla în campionat în care Steaua câștigă, FCSB-ul câștigă lejer. Chiar dacă scorul e doar 2-0 și gol târziu, golul 2 Dinamo dă primul șut pe poartă prin minutul 90. Adică a lăsat impresia că e diferență foarte mare între cele două echipe. Și probabil, ei au meciuri din 3 în 3 zile. Am văzut, adică... Deci ai informații despre numărul de bilete vândute până acum? Nu, am înțeles, bă, nu știu, mi se pare că nu e așa entuziasm. 40.000. Că nu, aseară. Aseară, da. Aseară, da, nu, la ce o să fie în cupă. La cupă o să fie. La cupă, dacă sunt 10.000, cred că o să fie mult. Pentru că au venit prea repede una după alta, deplasări, și eu cred că și derbiul aseară arăta.